Bine v-am regăsit, dragi cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei desfășurată pe site-ul editurii Herald, Cabala, Alchimia și Puterea Cuvântului. Astăzi venim înaintea dumneavoastră cu o recomandare de carte, o carte care face parte din colecția Sefer a editurii Herald, Muntele de Aur, minunatele povestiri hasidice despre rabinul Israel Baal Shem Tov și despre strănepotul său, rabinul Nachman, recuperată de Levin Meyer din surse ebraice Yiddish. Astăzi alături de noi este domnul profesor Teodoru Ghiondea și vom vorbi, așa cum am spus, despre această frumoasă colecție, colecția Sefer, și despre o noutate, putem spune o noutate editorială și oarecum mult așteptată această carte, Muntele de Aur, povestirile hasidice despre rabinul Baal Shem Tov. O personalitate pe care noi am mai invocat-o de atâtea ori, cel puțin în ultimii 2 ani, atunci când am mai avut materiale sau emisiuni în discuțiile noastre. Hasidismul este departe de a fi o simplă manifestare a înțelepciunii populare, îmi spunem noi. Este cu mult mai mult de atât. Chiar dacă în tradiția ebraică lucrurile se prezintă la o atentă observație, la un nivel foarte înalt, mă refer la marii rabini de care auzim prima dată, Moise Cordovero, Moise de Leon, eu știu, auzim de Zohar și așa mai departe, avem tendința să coborăm oarecum nivelul imaginii hasidismului la un fel de înțelepciune populară care a derivat, eu știu, poate din cabală, din tradiția cabale și așa mai. Lucrurile stau mult mai serios. Vedeți, umanitatea parcurge un drum asemenea drumului omului în viață. Adică și umanitatea, într-un ciclu de umanitate, trece printr-o perioadă de copilărie, după aceea de adolescență, de maturitate și de bătrânețe. Prin urmare, și umanitatea este supusă aceluiași ritm cosmic, nu? Care stabilește un parcurs între două momente, începutul și sfârșitul. Ori hasidismul, mai ales cel de care vorbim noi, și anume cel al lui Baal Shem Tov, da, târziu, secolul XVIII, nu este chiar așa de simplu de apreciat ca o mișcare de multe ori numită populară și care a apărut din nimic. Lucrurile sunt mult mai serioase și ar fi nedrept să nu amintim de hasidismul medieval german, secolul XII-XIII, care are 3 reprezentanți importanți, Samuel din Speyer, Yehuda din Worms și Eliezer din Worms, și care, printr-o carte, și anume Hasidei Ashkenaz, ei se numeau Hasidei Ashkenaz, apare o carte, Sefer Hasidim, în care, sigur că se pun bazele unei mișcări care a rămas în subteran până în secolul XVIII pentru marea majoritate a europenilor. Sigur, el se cunoștea foarte bine în mediile rabinice, dar nu a ieșit în afară. De ce nu a ieșit în afară? E foarte simplu, motivul este cel pe care l-am invocat cu ceea ce am început de altfel despre umanitate. Este un moment de îmbătrânire a umanității, este nevoie de un ajutor în plus, ca și pentru un bătrân. Pentru un ajutor în plus, pentru faptul că lumea nu progresează în sens spiritual după toate tradițiile, și sigur, sunt de aceeași părere, ci ea, din punct de vedere spiritual, oarecum involuează, așa cum bătrânul ajunge la o perioadă, la început, o perioadă de stagnare, după aceea începe să uite ceea ce este neimportant pentru trecerea lui în lumea de dincolo. Ăsta este parcurs obișnuit. Și cu umanitatea se întâmplă același lucru. Deci toate tradițiile, toate textele sacre, până la urmă, nu, corpusurile textelor sacre, se termină cu o apocalipsă, se termină cu o trecere. Pentru că așa stau lucrurile.
cum este omul, este și universul, cum este universul, este și omul. Omul este un univers mic, așa cum universul este un om mare. Nu? Este un hadith din Tasawuf, un lucru cunoscut și în tradiția rabinică. Prin urmare, bazele hasidismului s-au pus în această perioadă, secolul 11-12, o perioadă foarte, foarte prolifică de altfel, de fapt, cam 12-13, ca să fim mai preciși. Într-o perioadă în care tot acest atanor ezoteric, acest atanor spiritual din Spania, începe să-și domolească activitatea, ca să spun așa, începe să înceteze. Și atunci pornesc acele ramuri de care noi am mai vorbit, Tasawuful prin Ibn Arabi pleacă din Andalusia, din Spania, bine, mai târziu ei sunt și evrei, sunt și goniți din Spania, nu? Și o să vedem că exilul pentru tradiția ebraică are o importanță covârșitoare. Nu este o simplă, cum să spun eu, o presiune așa, din forțe externe. Nu, exilul este un principiu spiritual. Și o să vedem imediat că hasidismul, cel puțin cel al lui Baal Shem Tov, de secol XVIII, din zona pe care o știm, Lituania, Polonia, Ucraina, pune un accent extraordinar pe acest exil. De ce? Pentru că exilul reprezintă chiar exilul omului în lume. Omul, după mitul creștin, dacă îmi dați voie să-l numesc așa, noi știm că din neascultare sau din încălcarea unei porunci divine, omul coboară în creație. Este obligat să coboare în creație și după aceea toată existența lui el trebuie să-și revină, să facă efortul de a reveni la starea inițială, la starea adamică. Problema aceasta, sigur că se pune în termeni diferiți, în perioade diferite ale umanității. Adică omul, așa zis, căzut, omul din exil, într-un fel îl vedem în secolul 12, altfel îl vedem în secolul 18, nu? Istoria europeană este o istorie foarte încărcată și foarte zbuciumată. Mult, mult mai încărcată de evenimente și mult mai, chiar aș spune, mai labilă din punct de vedere spiritual decât s-a întâmplat în altă parte. Nu știu, în Orient, în principal în Orient, nu? Sau în Nordul Africii. Deși atunci când vorbim de Nordul Africii, aș spune că este mai curând aproape de Orient decât de Europa. Prin urmare, exilul este un arhetip al existenței umane. Și atunci nu ne mirăm de ce tzadikimii, înțelepții hasidismului, vorbesc, știți, el se numea tzadik, cel care era conducătorul comunității. De ce? Pentru că era cel drept. El era cel drept în sensul biblic al cuvântului. Și în sensul Torei, evident. El era cel drept. Adică el era cel care avea știința rectitudinii, atitudinii și comportamentului spiritual. Pentru asta era tzadik, pentru asta era cel drept. De altfel, noi știm și creștinii știu foarte bine că se vorbește de cei drept, cei care pleacă ca Dumnezeu să-i așeze în rândul drepților. Dreptatea este un lucru foarte important. Este cu mult mai sus decât ce discutăm noi despre justiție sau despre... Nu, este cu totul altceva dreptatea. Dreptatea, un om drept, și asta face orice hasidim, da? Un om, orice hasid, un om drept este omul care se conformează principiilor pe care Dumnezeu le-a revelat prin profetul respectiv, Recte Moise, în cazul iudaismului. Prin urmare, exilul, și vedeți că acest exil s-a multiplicat pentru tradiția ebraică de câteva ori. Nu? Primul, exilul din Babilon, foarte important, exilul din Egipt. E, urmează și acest exil în Europa, care dă o altă turnură. Și atunci, de ce n-a apărut hasidismul, de exemplu, în Babilon? De ce? Pentru că nu era momentul ca
această modalitate de existență care este cea comunitară în interacțiune cu alte comunități, nu avea nevoie încă de o asemenea, de un asemenea suport spiritual, de practică spirituală. Și atunci lucrurile sunt asemenea practic, comportamentului față de un copil. Cu cât omul are mai puține calități spirituale, înțelege mai puțin ce se întâmplă din punct de vedere tradițional, spun, el are nevoie de o cale mai simplă, mai accesibilă pentru el. Asta nu înseamnă că se coboară nivelul spiritual. Chiar dacă Baal Shem Tov, care este sigur cel mai important, dar și ceilalți tzadikim, nu vorbesc în mod lămurit despre cabală, despre metafizică, ei nu vorbesc despre asta, dar ei dau calea practică pentru a ajunge acolo unde trebuie să ajungi. Vedeți? Această triplă constituție umană este înțeleasă tot ca o cădere în exil. Existența noastră corporală este un exil pentru realitatea spirituală pe care noi o avem. Și pentru asta trebuie să existe o metodă ca să ieși din acest exil. Când se termină și se împlinește timpul istoric pentru evrei, nu există altă istorie în afară de istoria sacră. Și pentru toate societățile tradiționale, istoria este o istorie sacră, adică este derularea voinței lui Dumnezeu în creație. Nu se poate pune problema de istorie profană. Nu există așa ceva pentru o societate tradițională. Și atunci, dacă omul din starea lui adamică, care era o stare pur spirituală, a ajuns într-o existență corporală, el a intrat într-un exil existențial. Și el trebuie să refacă drumul, să ajungă din nou, așa cum evreii au tins toată istoria lor, să ajungă la pământul făgăduinței, nu? Și să se reconstituie statul, din punct de vedere religios, din punct de vedere spiritual, statul unitar, nu? Al lor, al evreilor, ăla este un semn al timpului. Adică este un semn în care ciclul de umanitate se termină. Vedeți că lucrurile au fost forțate după al doilea război mondial imediat, când s-a creat statul evreu, s-a creat Israelul. Pentru asta el este contestat de foarte mulți, poate că e bine să amintim lucrul ăsta, pentru asta el este contestat de evreii fundamentaliști, ca să spun așa, sau tradiționaliști. Pentru că ei spun că acest stat trebuia să se refacă, această unitate a evreilor trebuia să se refacă în mod firesc, după semnele divine pe care le dă Dumnezeu, pe care le dă Iehova, nu? Nu așa să stabilim noi politic. Și pentru asta îl contestă astăzi. Deci această contestație nu este una politică, nu este una socială, ci este una spirituală. La asta a contribuit foarte mult și mentalitatea hasidică. Vedeți? Acest est al Europei sau această zonă a Europei unde a apărut hasidismul, este o zonă cu foarte mari frământări. Zona aceasta, Lituania, Polonia și Ucraina. Polonia, de exemplu, este un teritoriu care în istorie, cel puțin de câteva secole, a apărut și a dispărut ca Polonie. Când a fost cu rege și a fost o putere, după aceea dispare mai târziu. Vedeți, e o istorie foarte frământată. Ori evreii aici, în Europa, sigur că își continuă, vor să-și asigure această continuitate spirituală. Ăsta este sensul adevărat, din punctul meu de vedere, și nu numai din punctul meu de vedere, al hasidismului. Aș avea și o întrebare. Putem face, eu știu, o analogie sau niște asemănări cu cultura populară sau între hasidism și cultura populară, cultura străveche, cultura, eu știu, legată de zona aceasta de etnografie, de folclor, a altor popoare. Pentru că, de exemplu, mă gândesc, ați pomenit de hasidismul medieval, da, din Germania. După aceea ați vorbit de Polonia, de Ucraina, de Lituania. Poate ar fi bine cumva să amintim și de, eu știu, basmele rusești. Iarăși gândul mă duce și spre sufism, și spre cartea
sau anecdotele, povestirile lui Nasrattin Hoxha. Dacă ar fi să mă gândesc, eu știu, la noi, și am mai discutat asta și cu alți invitați, apropo de cultura populară, mă duce la câteva, sunt câteva personaje și în cultura populară românească care au această legătură cu divinul și cu înțelepciunea aceea populară a omului de la țară, da? Apropo și acel de... banal păcală, dacă vreți. Exact, la păcală, da? Mă gândeam și sigur, eu. Sigur, sigur. Ceea ce am primit noi, sigur, este scrisă de un scriitor. Dar sigur că el circulă popular. Este evident că, așa cum spunea René Guénon, folclorul nu trebuie considerat, nu numai că nu este creația marei mase populare sau a oamenilor de rând. El spunea că nu este nici măcar de origine umană. Și atunci când spunea că nu este de origine umană, se referea la acest lucru. Folclorul, sigur, nu face parte din revelație, cum sunt marile revelații, nu, de la care s-au manifestat principalele tradiții. Dar folclorul ține, și mai ales noi suntem privilegiați din acest punct de vedere, pentru că este țara incontestabil, cel puțin în Europa, cu cel mai voluminos, cel mai mare, cel mai amplu folclor existent. Nicio țară din Europa nu este atât de bogată în folclor cum este folclor românesc, să știți. Și este un lucru recunoscut. Este un lucru recunoscut. Tradiția populară se numește populară pentru că s-a transmis prin popor. S-a transmis prin popor. Vedeți, aici se întâmplă același lucru dacă hasidismul este fructul, cel puțin aparent, al unei personalități în ceea ce privește folclorul. Să știți că el face parte, dacă vreți, din folclorul ebraic, într-un fel, în sensul acesta de înțelepciune care vine și se revarsă peste oameni și ajută pe oameni să se regăsească și să-și redobândească, în primul rând, să conștientizeze și după aceea să-și redobândească natura interioară, dacă vreți, în parametrii adamici. Sigur că da, nu sunt, folclorul are o funcție foarte importantă. Vă dau un singur exemplu, bocetele în folclorul românesc. Nu este vorba de o creație, cum să spun eu, literară. Nu. Bocetul este un ritual de înmormântare. Este un ritual precreștin. Aici este o situație cu totul specială. Poate s-au întrebat mulți. De ce? Și noi am avut hasidism, să știți, în nordul Moldovei. Au fost. De ce au fost atât de mulți, atât de multe comunități de evrei în Moldova? E o întrebare pe care n-am găsit-o la folcloriștii noștri. E o întrebare simplă. Dom'le, de ce Moldova a avut atât de multe comunități cu orașe Fălticeni au fost întemeiat de evrei? Ei au întemeiat orașul Fălticeni. Ei au fost majoritari, peste 80% în secolul XVIII. Cât de mulți evrei și intelectuali, sigur, de vază trăiau în Iași, sigur, de exemplu. Da. De ce? Vedeți? Nu pot să nu fac legătura între o anumită caracteristică a ortodoxiei, a creștinismului ortodox din Moldova, care are o notă specifică legată de tradiție. Aici sunt marile întrebări, dintre care cea mai importantă, cum a avut loc joncțiunea între tradiția poporului român și apariția creștinismului în masa populară. Ce s-a întâmplat acolo? Pentru că, vedeți, există și un folclor creștin, nu? O parte creștină a folclorului. Steaua și sunt comune, se cunosc, nu? Plugușorul și așa mai departe. Cine le studiază, cum a făcut în mod cu totul excepțional veneratul nostru dascăl, domnul Vasile Lovinescu, acolo el arată lucrul ăsta și este un lucru extrem de prețios. Extrem de prețios. Creștinismul, când a pătruns în țara noastră, pe teritoriile românești, s-a întâlnit cu o tradiție foarte puternică.
probabil s-a reactivat tradiția dacă, care știm bine că a dispărut toată cu limba, în momentul în care a fost, în care a fost ocupată, zona care a fost ocupată de romani. Este un lucru foarte important ăsta. Și de ce sunt atât de multe lucruri ciudate, strani în folclorul românesc? Cum ar fi Traian, nu? Pomenit într-o postură superioară lui Decebal. De ce? În toate manifestările astea populare, să zicem, în creația populară, în general, cel care vine, opresorul, cuceritorul, întotdeauna, are o imagine proastă, are o imagine, nu, cum bine știm, așa este, am zice noi, normal, firesc. De ce Traian are o situație specială? De unde știau dacii, cei care transmiteau, spiritualii care transmiteau adevărul într-o formă care a circulat mai apoi ca folclor, de unde știau că Traian era atât de mare inițiat al Antichității? De unde știau dacii de aici, din, nu știu, din munții Carpați, care își duceau oile la păscut, știau de acest lucru? Vedeți, sunt lucruri greu de explicat, ca și cu limba română, același lucru. Din fericire, limba română, care întotdeauna creează discuții, cum se poate ca într-o 176 de ani să fie romanizată o populație care era seminomadă. E imposibil. Și atunci, vedeți, sunt lucruri care se leagă de cuvânt. De cuvânt. Și atunci, cum se înțelegeau dacii cu romanii? De exemplu, Vasile Lovinescu spune, pentru că dacii vorbeau limba matrice a limbii romane. Limba veche, din care s-au tras limbi, au devenit, au intrat în circulație limbile astea, cum să spun eu, deja circumstanțiate pe marile zone de cultură și civilizație. Este un lucru important. Hasidismul face o legătură impecabilă între acest mod, să-i zicem popular, dacă vreți, sau mai deschis către oamenii de rând, și înțelepciunea veche iudaică, cea rabinică, cea a cabalei. Pentru că, de exemplu, știm că Baal Shem Tov era un mare admirator, de exemplu, al lui Nathanael de Gaza, care era un mare, un foarte important reprezentant al lurianismului. Hasidismul s-a bazat foarte mult mai târziu, înainte să apară, pe această nouă formă pe care a căpătat-o înțelepciunea cabalei, și anume pe doctrina lui Luria. Baal Shem Tov știa, n-a amintit niciodată, nu s-au păstrat în poveștile lui lucruri de genul. Dar dacă, odată ce știi aceste lucruri și cunoști lurianismul, așa cum și noi am prezentat învățătura lui Luria cu altă ocazie, o să vedem că în aceste povești există un filigran întotdeauna în care poți să identifici lucruri extrem de importante din punct de vedere spiritual. El îți vorbește, de exemplu, despre un bogat sau îți vorbește despre o întâmplare, un om care vine la el cu un necaz. Vedeți? E o întreagă alchimie interioară pe care el o știe, țadicul. Țadicul știe de unde să pornească și întâi spune, puneți în regulă tot ceea ce înseamnă viața ta biologică, cu alte cuvinte. După aceea, strunește-ți stările interioare, ai grijă cum gândești și ce gândești. Vezi ca intenția ta să fie dreaptă, apropo de țadichii, da? De acești învățători care spuneau, dom'le, trebuie să fim drepți. Dreptatea nu este un act de justiție uman. El este divin, este în arborele sefirotic, este coloana din dreapta sau coloana din stânga, depinde cum ne așezăm în fața arborului sefirotic. Nu? Avem milă și rigoare, justiție și misericordie. Între astea două coloane sefirotice se derulează viața noastră. Și atunci, Baal Shem Tov, când vine cu o poveste, când spune o poveste, când îi se întâmplă ceva și el are o atitudine, atitudinea lui este întotdeauna arhetipală. Ea ține cont
de un mod de rezolvare care este stabilit de la începutul lucrurilor și care ține de natura lor. Și atunci când vine la el, Isaac și spune, Rabi, uite, eu am fost la cutare rabin și i-am spus că n-am putut să țin șabatul de trei ori la rând. Și el mi-a spus că sunt un om terminat pentru că eu nu voi ajunge niciodată în paradis și așa mai departe, ci că Dumnezeu nu mă va ierta. La care Baal Shem Tov îi spune, nu e adevărat, du-te și aprinde niște lumânărele de Hanuka și Dumnezeu te-a iertat. Iar el dintr-o dată, nu? Capătă culoare în obraj, să umple de entuziasm, apropo, atenție la cuvântul entuziasm, da? La sensul lui autentic, grecesc, nu? Se umple de entuziasm și atunci, sigur că își revine și devine din nou un om drept. Dar Baal Shem Tov știe de unde a pornit răul, starea lui, de la acel rabin care l-a privat de speranță. Vedeți? Deci se umblă nu strict la aspectele etice ale problemei, ci la aspectul spiritual. Speranța nu este o valoare etică. Speranța, din punct de vedere spiritual, este o stare. Este o stare spirituală specială prin care se formează aspirația care te duce spre Dumnezeu. Și atunci îl ceartă pe acel rabin Baal Shem Tov și spune... Să nu mai faci așa ceva. Singurul lucru pe care noi îl avem în exil, în exilul nostru pământesc, este speranța. Speranța care înflorește în credință și ne dă certitudine și așa noi putem să refacem, cu alte cuvinte, să parcurgem toate etapele alchimiei noastre interioare, spirituale. Pentru că, din punct de vedere alchimic și ne-am mai discutat lucrul ăsta, alchimia nu este ceva straniu, nu este ceva din afară. Ea este o modalitate, este o practică spirituală în primul rând și ea trebuie să ajungă la acel lucru unic. Și așa cum spune Tabula Smaragdina, textul fundamental al alchimiei și al filozofiei hermetice, autorul ei este miticul, legendarul, nu? Hermes Trismegistus, nu? Adică Hermes de trei ori mare, care a fost identificat cu foarte mulți și cu Mercur sau cu Hermes, pur și simplu, Mercur în varianta, sigur, romană, și cu zeul Tot, ba chiar cu Idris, Idris este Enoch în tradiția islamică, cu Enoch. Deci, vedeți, iarăși o legătură interesantă și imediat revin la Tabula Smaragdina. Nașterea lui Baal Shem Tov a fost cerută de Ilie, de Sfântul Ilie. Ori Ilie are un rol excepțional în inițieri. El este de aceeași eius de farine cu Alhidr, din tradiția Tasauf, cu Domnul Iisus. Aduceți-vă aminte ce se spune când de Domnul Iisus pe cruce, când cei din jur spun, ia uzi, îl cheamă pe Ilie. Ce înseamnă când spune Elie, Elie, lama sabachthani? Uitați, deci Baal Shem Tov nu e o întâmplare. El face parte din planul divin. El știe, are această știință, i-am zice noi, alchimică, nu? Prin care poate să rezolve pozitiv acest exil în care se află corpul nostru. Și Tabula Smaragdina, care, de exemplu, în varianta originală a lui Geber, a lui Jabar Ibn Hayyan, spune așa, cam sună, adevăr, certitudine asta în care nu există nicio îndoială. Ceea ce este deasupra este ca ceea ce este dedesubt. Iar ceea ce este dedesubt este ca ceea ce este deasupra. Nu? Universul și omul este același lucru, nu? Și ce spune? Că totul trebuie făcut cu mare ingeniozitate, cu mare suavitate, spune el. Suaviter magno cum ingenio. Nu? Și atunci toate operațiile astea interioare în care adăugăm răbdare, cumințenie, măsură, ne aduce înțelepciunea.
Și înțelepciunea ne face să trecem de la, în arborele sefirotic, de la binah, de la inteligență, la înțelepciune, la hohma. Sunt lucruri de care vorbește el. Nu? Mai am o întrebare apropo de ce a spus puțin mai devreme. Okay, mă rog, erau niște controverse și e ultima întrebare. În momentul în care Iisus, Domnul Iisus pe cruce spune Eli, Eli, la masa Bahtani, și cei din Sinedriu vin la poalele muntelui unde era crucea și spune, uite, îl cheamă pe profetul Ilie. Da. Alții spun că ar vorbi din scripturi, deci exact cum era de fapt scris în Vechiul Testament, în Biblie. Dar întrebarea este, în momentul acela el spune, Doamne, de ce m-ai părăsit? Sau, într-adevăr, îl invocă în acele momente pe profetul Ilie? Vedeți? Atunci când punem problema la modul acesta exclusivist, atunci suntem în pericol să nu înțelegem. Sunt toate variantele. Ceea ce spune Domnul Iisus cuprinde totul. Puterea cuvântului este uriașă. Ea străbate toată creația. Acel de ce mă lași, sigur că nu este vorba de a-L părăsi Dumnezeu pe Domnul Iisus, dar El își împlinește, El își încheie misiunea pământească la modul acesta, după natura umană, trecătoare, și își începe pe cealaltă. Este foarte important lucrul ăsta. Cheia se găsește și în cele câteva cuvinte schimbate între Domnul Iisus și Sfântul Ioan Botezătorul, când Sfântul Ioan Botezătorul îi spune, nu eu să te botez pe tine, ci tu pe... La care Domnul Iisus îi spune, nu, tu fă ceea ce ai de făcut, adică tu, misiunea ta este aceasta. Împlinește ce ai de făcut, că există o ordine. Absolut. Peste care, pe care eu nu vreau să o schimb. Sigur că nu poate să o schimbe. El reprezintă paradigma omului din acel moment încoace. Deci el este modelul absolut divin de atunci încoace și el trebuie să urmeze calea de jos pentru noi. Ăsta este marele sacrificiu al lui și este marele sacrificiu pe care el îl imită după autosacrificiu tatălui, pentru că o creație este autosacrificiu principiului, nu? Care dă drumul, deschide toate posibilitățile pentru manifestarea universală. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Baal Shem Tov, despre cartea Muntele de Aur, minunatele povestiri hasidice, despre rabinul Israel Baal Shem Tov, o carte publicată în colecția Sefer a editurii Herald, care face parte din campania Kabbala, Alchimia și Puterea Cuvântului. A fost alături de noi domnul profesor Teodoru Ghion, de a cărui mulțumim ca de fiecare dată cu multă recunoștință pentru informațiile foarte prețioase pe care ni le oferă și implicit vi le oferă dumneavoastră cititorilor noștri. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și bineînțeles lectură plăcută. La revedere, numai bine!